Ziua copilului sărbătorită anual pe 1 iunie este prilej de bucurie pentru cei mici. Pentru unii însă, această zi reprezintă povara unei dezamăgiri pe care o simt în fiecare an. Mulți dintre copii nu au în această zi nici măcar ce să mănânce. Voluntarii Asociației Umanitare Născută Înger s-au gândit să aducă un zâmbet măcar pentru o parte din miile de micuți din România aflați în această situație, aceea de a nu beneficia de o bucurie de ziua dedicată lor. În acest sens, zilele acestea, asociația desfășoară o campanie de donații. Am visat să împlinesc imposibilul. Acum nu-l mai visez, îl împlinesc. Vreau pe această cale să mulțumesc tuturor de susținere. Se apropie 1 iunie. Se apropie ziua copiilor. Se apropie ziua copiilor de pe pământ. Cei din cer îi vom sărbători în altă zi, când e ziua lor. Acum noi, voluntarii Îngerilor din cadrul Asociației Născută Îngeri, voluntarii din Europa și voluntarii din Europa ai Îngerilor, cei reuniți de Oana Petri, un voluntar în cadrul asociației noastre, ne-am unit și încă o dată am mutat munții din loc pentru cel puțin 600 de copii. 600 de copii se vor bucura datorită acestor oameni minunați, datorită vouă celor care vă pasă. Ne-am gândit ca să venim în întâmpinarea unor copii, că posibilități materiale mai reduse, să le facem și lor câte o bucurie. Cel puțin aici pe Roma, în cazurile sociale de care mă ocup, am peste 50 de copii, cel puțin, care vrem ca să venim în ajutorul lor, să simtă și ei că e bucuria lor din 1 iunie. Ca și în alți ani, să le facem mici cadouri și cadouri surprize, dar să fie pachete să conțină în general dulciuri, caiete, creioane, așa, jucării pentru copii și tot ce poate omul ca să dea, să vină în întâmpinarea unui copil. Un copil, dacă primește o pereche de papuci, o încălțăminte nouă, cred că este foarte bine. Dar, în general, sigur, mai ales, nu, dar noi ne-am gândit ca să-i bucurăm, să-i îndulcim pe copii, strict pe copii acum. Vom face tot posibilul ca acești copii să nu sufere, să nu se mai culce frămânți, acești copii să studieze sau să meargă la facultate. Comandă să le dau și câte un tortuleț de ziua lor, să se bucure, să mănânce în familie fiecare o felie de tort, să vadă că noi nu i-am uitat, suntem alături de ei și îi vom sprijini până o să putem, cât o să putem. Mai avem nevoie, foarte multă nevoie și după data din 1 iunie. Copilul trebuie să mănânce întotdeauna și după 1 iunie și până atunci, inclusiv alimente pentru familia lor. Cei care vor să sprijine această campanie, dar și inițiativele zilnice ale Asociației Născută Înger din Piatra Neamț, o pot face donând în contul afișat pe ecran sau luând legătura cu Carmen Suciu la telefon 0770405849, ori cu Cecilia Mancaș, voluntar pe zona Roman, la telefon 0720611499. Peste 600 de copii așteaptă o bucurie de 1 iunie.